baza prevederilor legale, decizia pe care am luat-o este aceea de a declara starea de alertă pentru a permite autorităților să ia în continuare toate măsurile necesare pentru a apăra sănătatea și viața cetățenilor români. Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență, de amploare și intensitate deosebită, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante, ori a proprietății. Aceasta este definirea din lege a stării de alertă. Cred că este pentru prima oară în istorie în care se declară starea de alertă în România. Ca atare vom face față unei situații noi și va trebui să ne comportăm responsabil odată cu instituirea stării de alertă pentru a aplica toate măsurile necesare pe perioada stării de alertă, astfel încât să ne atingem obiectivul de limitare a răspândirii virusului și de asigurare a unei treceri spre normalitatea pe care o așteptăm. Odată cu instituirea stării de alertă, va trebui să luăm în seara asta toate deciziile pentru a institui reguli, pentru a institui restricții necesare, pentru a permite autorităților să lupte în mod eficient împotriva riscului de răspândire a virusului. Se vede că în ultima săptămână a existat o tendință de reducere a numărului de persoane infectate. De asemenea, a existat o tendință constantă de reducere a numărului de cazuri active și au existat mai multe zile în care numărul persoanelor care s-au vindecat a fost mai mare decât numărul persoanelor care au fost declarate pozitive prin analizele care au fost făcute. Am ajuns la acest rezultat un efort enorm atât din partea autorităților cât și din partea cetățenilor români. Vreau să le mulțumesc cetățenilor români pentru modul exemplar în care au reacționat, pentru responsabilitatea de care au dat dovadă pe perioada celor 60 de zile cât a funcționat starea de urgență, pentru respectul pe care l-au arătat față de semenii lor prin aplicarea practic a măsurilor și a regulilor pe care le-am instituit în starea de urgență. Condiția indispensabilă a menținerii acestui trend pozitiv și pe perioada stării de alertă rezidă în menținerea acestei atitudini corecte, acestei atitudini responsabile din partea concetățenilor noștri. Noi, autoritățile, avem obligația de a pune în practică toate măsurile în mod eficient, de a lua toate măsurile pentru a permite reducerea la maxim a riscului de răspândire a virusului, dar rezultatul în perioada care va urma depinde în cel mai înalt grad de măsura în care românii își vor menține atitudinea
corectă pe care au avut-o pe toată această perioadă. De ce spun lucrul ăsta? Odată cu instituirea stării de alertă și cu deciziile aferente pe care le vom lua în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se vor ridica o serie de restricții. Românii vor redobândi libertatea de circulație în interiorul localităților. De asemenea, deplasarea în afara localităților va fi permisă pentru o serie importantă de motive. Acest lucru va permite cetățenilor români o reluare a activității în condiții aproape normale. De asemenea, vor fi deschise spațiile comerciale, cele care au ieșire din afară și spațiile comerciale cu o suprafață mai mică de 15.000 de metri pătrați. Se va relua activitatea în frizerii, coaforuri, se va relua activitatea cabinetelor stomatologice, se va relua activitatea normală a spitalelor, se va elimina orice fel de restricție în materie de internări, orice persoană, chiar dacă nu este într-o situație care să reclame internarea de urgență, va putea beneficia de servicii medicale, ceea ce va presupune implementarea cu maximă hotărâre a regulilor și protocoalelor la nivelul tuturor spitalelor din România. Se vor relua o serie de activități, inclusiv activități sportive, individuale. De asemenea, se vor relua activitățile în cantonamente pentru echipele naționale. De asemenea, vor exista reluarea anumitor activități sportive în niște condiții foarte strict reglementate. Numărul de interacțiuni sociale, ocaziile de interacțiune între oameni se vor înmulți și acest lucru va presupune o responsabilitate suplimentară din partea cetățenilor în comportamentul pe care vor avea atât în mijloacele de transport în comun, în spațiile comerciale, în toate activitățile pentru care se vor ridica restricțiile, pentru că este clar că riscul de infectare odată cu ridicarea acestor restricții crește, iar limitarea riscului de infectare nu poate fi determinată decât de un comportament corect al cetățenilor români în perioada care va urma. De respectarea regulilor, de la purtarea măștii, păstrarea distanței fizice, sanitare, asigurarea unei interacțiuni care să nu permită transmiterea virusului, respectarea tuturor regulilor care țin de activitatea la locul de muncă, respectarea regulilor care țin de comportamentul corect în spațiile comerciale, în toate zonele în care va fi necesară ca românii să rămână în stare de veghe și să aibă grijă să se păzească pe ei și să-i păzească pe cei din jurul lor de riscul de infectare. Mulțumesc mass mediei pentru prezență. Vom da declarații la finalul reuniunii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care vom prezenta toate deciziile pe care le vom lua. Domnule ministru?